Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Diminețile, la Hunedoara 1 TV. O zi de aprilie, 10 aprilie, dragii mei, o zi de primăvară, răsare soarele, eu văd pe geam, așa cumva un răsărit atât de frumos, pentru că fiecare răsărit de soare are farmecul lui. Pentru că în fiecare dimineață, atunci când vedem soarele, vedem cu ochii noștri cum renaște o nouă zi. Sau se naște o nouă zi. N-am găsit încă răspunsul, tot întreb în stânga, în dreapta. Renaște la răsăritul soarelui sau se naște o nouă zi la răsăritul soarelui? Sunt și zile cu nori în care nu vedem soarele. Dar știm cu siguranță că el e dincolo de plafonul de nori și știm că el o să ne încălzească sufletele și găsim acea bucurie și acele joy, sper eu, să putem să mergem mai departe cu bucurie în suflet, îmi doresc, în fiecare zi. Bucuria din sufletele noastre aduc bucurie și celor din jur. Avem și zile proaste, avem și zile grele în care aflăm tot felul de vești care ne dărâmă și ne dezechilibrează, să spunem așa. Sperăm să fie acele zile cât mai rare și atunci când aflăm vești triste sau întâlnim diferite situații în viață, că nu avem probleme, bună dimineața, Corina, nu avem probleme, avem doar situații pe care le rezolvăm, noi așa ne-am setat, că nu există probleme, există doar situații pe care le rezolvăm și mergem mai departe. Dragii mei, astăzi, 10 aprilie, vă dau o veste. Poate că ați uitat. Pe 10 mai va fi acea zi în care vom ști cine e rege. Știți că pe 9 iunie votăm, pe 10 avem rezultatele. Nu zicem pe 9 iunie seara, că ferească nebunul Dumnezeu. Știți, în istoria României există aceea poveste cu... Să ești președinte și dimineața n-ai mai fost. Așa că n-avem de unde ști. Dar cu siguranță pe 10 iunie vom ști ce s-a întâmplat în ziua precedentă. Cum au votat? Cine? Oamenii din județul Hunedoara. Pentru că să nu uităm ștampila e la noi și până la urmă asta contează. Ce facem când intrăm în cabina de vot? Pentru că avem tot felul de zvonuri, mituri, că s-a făcut, că nu s-a făcut, că ce s-a făcut. Nu suntem în campania electorală încă, dragii mei. Suntem liberi încă să putem povesti lucrurile altfel. Și încă putem să, încă mai avem libertatea, o să o mai avem, oare, nu știu, vedem, să povestim despre ce am fi putut face, ce am fi putut schimba în trecut, ce ne-am dorit să schimbăm astăzi, dacă am putea să avem acea mașină a timpului, să ne întoarcem în istorie și să vedem ce am fi putut face în trecut altfel, ca astăzi să fie altfel. Un astfel de om care a avut un cuvânt de spus în administrația locală a municipiului Deva de-a lungul anilor, am întâlnit pe stradă și ne-am salutat pentru că suntem prieteni de câțiva ani și am zis, oare ce-ar fi să povestim aici la Dale Dimineții cum a fost Deva de altă dată și ce am fi dorit sau ce ne dorim să schimbăm dacă am avea mașina timpului. Alături de mine, la Dale Dimineții, Alin Suciu, dragii mei, bună dimineața! Bună dimineața tuturor telespectatorilor, cărora le urez o zi frumoasă de primăvară și ținând seama că este 10 aprilie, aș vrea să vă cer permisiunea să-i urez la mulți ani nepoatei mele, Anastasia, a cărei zi este astăzi și să-i doresc multă sănătate și multă bucurie. Ce frumos, la mulți ani, Anastasia, ce nume frumos, wow, la mulți ani, să crești mare. Câți anișori ai? 7 ani. 7 ani. O să începem invers, că general îmi întreb invitații în ce an te-ai născut și unde, astăzi întreb. Sunteți bunic?
Sunt bunic de 3 ori. Sunt un bunic tânăr, cred eu, sau cel puțin așa mă consider. Da, am 2 nepoțele și un nepot. Anastasia știm deja. Serena și Marc. Wow, ce frumos, să vă trânească și felicitări. Mulțumesc mult. Foarte frumos. Acum înțelegem de ce invitatul meu, Alin Suciu, s-a tras un pas în spate din viața politică și nu-l prea mai vedem activ. Păi are o bucurie sufletească. Sunteți bunică, asta e clar, înseamnă că sunteți și tată. Da, sunt tata a 2 copii, un băiat și o fată, care sunt mari deja, 37 și 33 de ani, Bogdan și Andrada, care sunt pe picioarele lor, merg înainte, și-au luat cursul, vieții în mână, noi suntem deja cei care stăm cu nepoții. Pe ei nu-i mai putem influența în decizii și în alte lucruri care le-am dorit noi să le facă. Ai putea spune despre un astfel de om care are o experiență de viață, zic eu, și o să trecem pas cu pas, așa cum eu l-am cunoscut cu mulți ani în urmă, pentru că îl cunosc de câțiva ani buni, tot am socotit eu acum că știam că urmează să facem emisiune, mă tot gândeam de câți ani ne cunoaștem și nu mi-a ieșit la număr, dar cred că sunt mulți ani de când ne cunoaștem. Cred că sunt 20 de ani. Cam așa. Da. Și vremurile erau altfel pe vremea aia și m-am gândit eu așa ce frumos ar fi să stau la o poveste, să povestim despre Deva de altă dată. Pentru că așa o poveste, Deva era cochetă, am mai povestit asta cu alți invitați. Deva avea un alt farmec în trecut și cumva și-a pierdut acest farmec. Nu știm cum s-a ajuns aici, dar parcă mi-ar fi dor să facem o scurtă istorie a ce era Deva de altă dată. Și de ce am ales să venim în Deva de altă dată? Că la vremea aceea și eu și invitatul meu am ales să venim în județul Hunedoara, în cazul meu și a invitatului. Și de ce am ales să rămânem? Și care ne sunt speranțele? Astăzi comisar la o instituție iubită de unii și urâtă de alții, ANPC. Protecția consumatorului, pe înțelesul nostru, dragii mei, pentru că noi, în momentul în care suntem clienți, iubim ANPC. În momentul în care suntem antreprenori, vânzători, nu mai iubim ANPC-ul, protecția consumatorului. E o chestie din asta așa între noi și această instituție. Astăzi, comisar la ANPC. De câți ani v-ați dus în zona? De 2 ani de zile activez în cadrul ANPC-ului, dar nu cred că este o contradicție între antreprenori și ANPC, pentru că încercăm să-i ajutăm, datoria noastră este să mergem, să-i consiliem, să le spunem ceea ce este bine ca să funcționeze în condiții cât mai bune și, în general, nu cred că au fost probleme majore, cel puțin la noi aici în județ și fiind o echipă cât de cât cu o experiență bogată în domeniu, n-au fost fricțiuni foarte mari între noi și operatorii economici, ba chiar pot să cred, să spun că a fost o relație și este o relație bună. Nu auzim, adică nu, noi ăștia din presă, din jurnalism, nu auzim de foarte multe ori cuvinte, că nu prea ne permitem să vorbim de ANPC. E instituția ca și ITM-ul, ANPC-ul, știți, nu prea ne ducem încolo și zicem mai bine nu văd decât să... și stăm așa cumva un pic la distanță. Ajungem, eu am lucrat, așa cum povestim aici la Dale Dimineții, 11 ani și 8 luni, aproape 12 ani, într-o multinațională.
Eu mi-aduc aminte când intra NPC-ul, când nu era vina noastră celor de la, din punctul de lucru a multinaționalei, dar eu mi-aduc aminte când intra NPC-ul, pentru că clienții dragi de ei, nevinovați, dacă nu le mergea ceva, nu se ducea să facă reclamație la firmă. Veneau de unde? De la magazin, de la Orăștie. Mama mea, când vedeai că intra NPC-ul, știai că urmează o adevărată istorie. Pentru că trebuia să dai o grămadă de, să cauți o grămadă de hârtii într-o multinațională, e greu, frate, să ții socoteala procedurilor. Eu mi-aduc aminte că după un control de la NPC aveam adevărate dosare care, știam exact despre ce e vorba. Da. Până la urmă, ANPC-ul e o instituție care e în folosul oamenilor. Eu zic că mai poate nu-i acordăm importanța cuvenită, pentru că tot ceea ce facem și cumpărăm în fiecare zi trece prin mâna acestor oameni. Dar e așa o schimbare la dumneavoastră din administrația publică locală să mergeți către ANPC și nu pot să mă abțin până la urmă. E clar că frumusețea vieții vine în momentul în care știi ce îți dorești și faci. Cumva parcă din administrație către o instituție atât de ascunsă, să spunem, popularității, v-ați tras un pas în spate din viața politică în momentul în care ați hotărât să mergeți acolo? Nu neapărat, dar viața îți oferă foarte multe oportunități pentru a avea o viață cât de cât incitantă și e bine să accepți și noi provocări, pentru că altfel intri într-o rutină și poate să devină plictisitoare, iar eu nu sunt un om care să accept lucrul ăsta. Ne accept orice nouă provocare și mă gândesc la viitor ce aș mai putea să fac în viață. Referitor la cum era ADEVA înainte, mi-aduc aminte în 87, eu sunt născut în Petroșani, am crescut în Petroșani, sunt copil al Văii Jiului și iubesc Valea Jiului și acum merg cu drag și sunt îndrăgostit de Valea Jiului. În 87 terminând facultatea la Brașov, aveam împreună cu soția mea mai multe variante pe vremea aceea. Ce era facultate ați... Am terminat mecanică fină, inginer de mecanică fină. Și cum era cu repartițiile pe vremea aia, noi eram căsătoriți deja, l-aveam pe Bogdan, avea Bogdan 2 ani. Wow. Nu știam unde să mergem și aveam unde aveam și eu post și ea de la industrializarea lemnului, era Tulcea, Suceava sau Deva. Și atunci am încercat și am reușit să prindem postul aici la Deva. Soția mea fiind din Brașov vine prima dată în Deva, zic hai să mergem să vezi și tu Deva când e. Când a venit a zis, Aline, dar aici parcă e o stațiune de pensionari. Deva din vremea aia, un oraș liniștit, un oraș administrativ, era oamenii pe stradă foarte calm, venind din nebunia de Brașov, unde stăteai pe scările autobuzului și ajungi la școală, sau a fost un șoc pentru ea. Și zicea, parcă suntem într-o stațiune de pensionat, ce o să facem noi aici? O să ne adaptăm și vedem ce facem. Și așa am venit în Deva din 87 și... Și ați rămas. Am rămas în Deva, Deva ne-a adoptat și suntem aici de atâta timp. Care a fost primul loc de muncă în Deva? Primul loc de muncă a fost la Ipsurem, întreprinderea de reparații utilaj minier. În ce an? Din 87 am lucrat acolo. Pe vremea încă a redegretatului, da, a prins. Da, da. Era și ultimii ani. Da. Păi mai era cu repartițiile până prin 92-93 se mai păstra. Da. Cine exact. Termina facultatea exact. Încă se mai păstra era, repartițiile. Da, din 87 până în 93 am lucrat la Ipsurem, iar după aceea din 93 am intrat în domeniul privat.
O trecere destul de curajoasă în 93, dacă stăm să ne gândim, când am trecut, tot nu știam ce înseamnă mediul privat, vroiam toți să ne privatizăm, dar nu prea știam ce să, ce să facem cu privatizarea asta. Ați fost un om de afaceri de succes, dacă mi-aduc eu bine aminte, ani de zile în mediul privat, ați avut un cuvânt de spus în, ca, între antreprenorii din Deva. Da, țin minte că noi am fost primul magazin de mobilă privat din Deva. A fost o perioadă frumoasă, o perioadă de pionierat. Nu numai pentru noi, pentru toată lumea. De fapt, un pionierat în afaceri în întreaga România. Da. Era, nu știam nimica, le făceam toate într-un mod empiric, fără cu un pic de simț, cu nu știam să facem previziuni pentru viitor, să vedem ce e astăzi, ce e mâine. Nu a fost ușor, dar eram tineri, aveam putere, aveam entuziasm, aveam lucru care l-am și acum, deci nu m-am schimbat, sunt același om și nu... Nu s-a dus entuziasmul, pentru că nu văd nicio lipsă de entuziasm în ceea ce faceți în general. Nu, în general când fac un lucru, fac cu plăcere și aleg să fac lucrurile care să-mi placă și în momentul ăla atunci entuziasmul există în tine și dacă în sufletul tău este entuziasm, înseamnă că și rezultatele se văd și sunt mult mai bune decât dacă faci ceva forțat sau... Deci în 93 ne-am hotărât să ne privatizăm și da, într-adevăr, nu cred că există devian care să nu fi trecut prin magazinul de mobilă, măcar o comodă, un fotoliu, tot și-a cumpărat cineva ceva de la invitatul meu, pentru că a durat aventura asta câți ani de zile, din 93 și până în ce an ați continuat povestea mobilă? A, mobila continuă și acum. Mă rog, pentru dumneavoastră. Este. Da. Pentru mine în 95 m-am hotărât și am intrat într-un proiect politic, respectiv înființarea Partidului Democrat aici în județ și ca rezultat a implicării mele în politică, în 96 am candidat la primăria municipiului Deva, dar am pierdut în fața primarului 4x4 Mircea Munteanu, însă am, datorită conjuncturii politice de atunci, am fost ales în 96 viceprimar al municipiului Deva, fiind viceprimar din perioada, în perioada 96-2000. În 2000, datorită faptului că firma s-a dezvoltat destul de mult și am hotărât să mă retrag din politică, să fiu alături de familie și de Simona pentru a dezvolta afacerile și a încerca să le facem într-un mod cât mai bun. Atunci s-a produs retragerea mea din politică, lucru care acum stau și mă gândesc, nu știu dacă să regret sau nu, să nu regret. Era un culoar bun pentru mine în perioada aia, dar decizia a fost cea care am luat-o. Nu pot să spun să o regret, pentru că am avut mai mult timp pentru familie, am avut timp mai mult pentru copii și nici nu știu. Dar nu o să știm niciodată. Va fi o întrebare care va rămâne în gând, în subconștientul nostru, va exista tot timpul și nu vom avea un răspuns pentru ea. Întoarcem totuși la primul pas în politică, pentru că vrem să povestim în această dimineață de ce hotărăsc oamenii să intre în politică. Care a fost gândul atunci, cu ani în urmă, dintr-o afacere de succes, când vorba aceea, lucrurile mergeau bine, aveați o reputație, de ce să intri în politică? Ce v-a hotărât? Bun, ok, oamenii de lângă dumneavoastră care v-au ridicat, erați un lider pentru un grup de oameni, mi-ați spus un proiect, ok, dar care a fost gândul lui Alin Suciu? Ce își dorea Alin Suciu în momentul acela în care a zis, da, intru în politică? A fost o provocare
care am vrut să o fac, dar în același timp m-am gândit, văzând starea, situația politică de la, din acea perioadă, am văzut că pentru a se dezvolta și a putea crește societatea și este nevoie de oameni care să aibă cât de cât și o anumită experiență, care am dobândit-o în cei 2 ani puțin de afaceri, dar oricum ai învățat ceva și trebuie să existe implicare. Dacă vrei să schimbi ceva sau vrei să realizezi ceva, trebuie să te implici în societate. Nu poți să stai în cuibul tău, în turnul tău de fildeș, să-ți faci afacerile, să câștigi foarte mulți bani, pentru că în momentul ăla și neimplicându-te în societate, pentru că în momentul ăla nu mai ai dreptul să ai pretenții de la cei care conduc, nu mai ai dreptul să ai pretenții pentru anumite lucruri, pentru că tu de fapt nu faci nimic pentru societate, faci numai pentru tine. Și neimplicându-te în societate, atunci nu ai nici dreptul să spui. Exact ca și când nu mă duc să votez, dar a doua zi încep să critic primarul. De ce să-l critic? Dacă tu n-ai avut o opțiune în alegerea primarului sau nu am dreptul să-l critic, trebuie să-l las în pace, să-și facă treaba bine, rău, cum și-o face. Dacă tu n-ai avut puterea să ai o opțiune, atunci nici nu ai dreptul să poți să ai o opțiune după aceea în activitatea primarului sau... Sau consilierului local. Sau consilierului local, a tuturor care sunt. De asta și am acceptat și a fost implicarea asta, iar... Partea politică, România a avut în 96 un mare avantaj în care putea să plece și să se dezvolte foarte mult. Și aici apare partea de implicare. În perioada 96-2000, când a venit Convenția la putere alături de Partidul Democrat, au făcut guvernarea, era domnul Constantinescu președintele României, toată lumea a spus, acum o să se dezvolte România. E datorită factorilor politici din acea perioadă și toată lumea ne aducem aminte de discuții și de certuri care niciodată nu, certurile nu o să ducă la un lucru bun în politică, a apărut dezamăgirea care s-a văzut în anul 2000 și la alegeri și astea și foarte multă lume a rămas decepționată de ceea ce s-a întâmplat în cei 4 ani de guvernare, care așteptau să fie un boom pozitiv, dar de fapt au fost un boom negativ. Făcând o analiză, îmi place foarte mult să fac analize politice și să văd, dacă ne uităm în perioada 96-2000, Parlamentul României era, în Parlamentul României existau medici, ingineri, avocați, era de o ținută foarte înaltă, foarte multă lume au rămas dezamăgiți și foarte mulți s-au retras. Lucru care l-am făcut și eu, de fapt. După 2000, cred că a apărut un fel de decădere în clasa politică. În calitatea clasei politice. Și toți s-au retras, au stat în matca lor, au fost liniștiți. După aceea, după 10 ani, 11 ani, m-am gândit și am zis, păi uite cum gândeam eu în 96 și nu m-am mai implicat, ce pretenții pot să am. Și după aceea am început să mă gândesc, totuși ar trebui să ne implicăm din nou. Am mai vorbit cu mai mulți prieteni și am zis, bă, da, chiar stăm deoparte, uite-te ce se întâmplă. Totuși trebuie să schimbăm, nu mai putem să stăm așa. Cam asta a fost perioada aia. Era Deva, că povesteam de Deva, da, și în perioada 96-2000 Deva era un oraș liniștit, era... Dar nu numai Deva, în general oamenii erau liniștiți. Politica se făcea altfel. Politica se făcea pentru oameni, făceai politică, partidele erau foarte bine delimitate, oamenii știau ce să facă. Acum stau și mă uit, înainte spuneai sunt adversar cu cel de la PNCCD sau cu cel de la PNL.
Acum nu, adversarii am impresia că sunt în partidul tău. În primul rând, în partidul tău trebuie să te uiți în spate, să nu ți se întâmple ceva. Correct. Nici nu stai să te mai gândești ce face cel de la PNL sau de la PSD. Nici stai să văd ce face colegul meu. Vrea să mă execute sau nu vrea să mă execute sau ce se întâmplă. Erau altfel oamenii, nu era atâta răutate. Sau poate o ascundeau mai bine. Răutatea cred că e la același nivel. Nu cred că s-a scurs din cer o cantitate de răutate mai mare decât era atunci. Dar eu încep să cred că toată dezvoltarea asta noastră personală pe care noi o facem individual nu duce decât la egoism. Vreau eu asta văd în fiecare zi la oamenii de lângă mine. Am învățat cu toții să spunem contest doar eu sunt cel mai important. Ok, nu contestă nimeni, dar de acolo și până la deveni individualism, individualist și de acolo, de aici, de la da, eu contez și spun, eu vreau să spun adevărul. Ok, spuneți-l ție, dar noi ne-am învățat să spunem adevărul vis-a-vis de oamenii de lângă noi, în primul rând, și să devenim răi, pentru că spun că tu, nu vreau să mă văd cu tine, nu vreau, eliberarea asta, dar eu cred că ăsta e egoism și individualism. Nu ne-am dezvoltat personal. Dar nu cred că răutatea asta pe care noi o vedem astăzi în lume, să spunem așa, e mai multă decât era în 96. Este posibil să fie așa. Probabil că în 96 nu erau nici aceste mari diferențe între averile oamenilor. Eram totuși pe un nivel mai echilibrat. N-au apărut mari afaceriști, nu apăreau. Și probabil toți cam aveam acces la aceleași lucruri. Atunci probabil nu se vedea doza asta de invidie și de egoism, care probabil s-a accentuat văzând, bă, uite, eu am plecat de pe același palier cu prietenul meu și uite, el e acolo și eu am rămas tot aici. Este posibil să fie asta. Și mă gândesc că ar putea să fie un moment și atunci nu se vedea, nu era invidie atât de mare și atunci nu se manifesta egoismul atât de puternic. E greu de... Am putea să mai facem o emisiune, nu mai am discuția asta și să chemăm lângă noi și noi un psiholog care poate ne face o analiză a oamenilor. Eu cred că... Da, cred că ar fi foarte interesant să vedem de ce s-a ajuns aici. Un lucru cert este și pandemia. Vedem foarte mult că ne-a schimbat și pandemia, care trebuie să o recunoaștem că a existat, a fost, dar în loc să ieșim din pandemie mai buni, eu am impresia și mai că am multă ieșit credință. Și mai, cu mai multă credință, pentru că am avut timp, stând atâta timp în casă, să ne analizăm. Dar, cum spunea înainte Ioana, că spunem adevărul despre cutare sau cutare, cred că cel mai greu este să spunem adevărul despre noi. Și să ne analizăm pe noi și să vedem cum suntem noi și după ce ajungem la o concluzie cât de cât, dar să fim noi cinstiți cu noi, atunci poate putem să începem să putem să facem anumite afirmații și despre alții și să aruncăm cu piatra. Se spune despre plasa politică a unei țări, vorbim așa la general, să nu fim acuzați de prietenii noștri, nu de adversari sau dușmani. Eu nu am dușmani, nu am de ce să am dușmani, pentru că eu nu dușmănesc pe nimeni și zice că ești ceea ce emiți și atragi. Eu dacă nu am dușmani, nu cred, eu nu dușmănesc pe nimeni, nu cred că am dușmani. Dar am adversari sau oameni care pur și simplu au alte idei decât mine. Îmi bată-te cu apă rece. Rece. Dar clasa politică e oglinda societății? Da, cu certitudine. Este oglinda societății pentru că clasa politică reprezintă, de fapt, voința cetățeanului. Îmi aduc aminte, adică schimbarea care am văzut-o foarte mult, societatea este normal, societatea este în continuă mișcare, este în dezvoltare, într-o continuă
dezvoltare. Țin minte că în perioada 96-2000 în primăria Deva eram angajați 100 de oameni. Orașul s-a dezvoltat, au apărut alte probleme, problemele cresc de la zi la zi, normal să apară mai mulți oameni să fie. Dar atunci era altceva, ne știam, adică ce 100 de oameni nu puteai să lipsești pentru că vedeai imediat, că nu eram o armată să... Dar cred că atunci, în perioada aia, eram mai apropiați de oameni și țineam seama mai mult de... dorințele și cerințele oamenilor. Nu exista, deci Mircea ne punea, deci nu exista să nu-ți ții audiențele, birourile noastre trebuia să fie tot timpul deschise. Lucru care acum nu-l mai simt. Mergeam și vorbeam tot timpul cu oamenii, eram tot timpul pe teren, eram în mijlocul lor, știam ce vor. Erau. Acum mi se pare că cetățenii sunt tratați cu tot mai puțin dezinteres. Asta e părerea mea și cred că nu e numai părerea mea. Văd o întreagă nebunie peste tot în țară, că acum se apropie campania electorală, candidați la primar care mănâncă parizer pe marginea drumului pe bordură. Parizer, dar măcar de ar fi de la un care, producător local român, da, și român, local sau așa, că face reclamă. Oameni care apar, dar oameni care timp de 4 ani nu i-ai văzut. În toată țara se întâmplă același lucru. Toți sunt acum foarte vizibili, dar până acum lumea nu i-a văzut. Asta e deranjant. Nu realizăm că administrația locală trebuie să fie în interesul cetățeanului, administrația locală trebuie să fie în mijlocul cetățeanului, administrația locală trebuie să fie lângă cetățean permanent. Nu numai o dată la 4 ani. Spune Corina, patrona noastră, campania electorală începe a doua zi după ce s-au închis urnele la vot. Exact. Nici ea, nici eu n-am făcut campanii electorale în folosul nostru. Nici eu, nici ea n-am candidat niciodată nicăieri. Cu ani în urmă, mi-aduc aminte că povestim de 96, rămânem în administrație, nu trecem, dar după viceprimar ajungem înapoi, adică nu plecăm din zonă. Mai exista ideea de doctrină politică, de dreapta sau de stânga. Erau rari antreprenori, rar întâlneai antreprenori când băteai în ușă sau te înțelegeai cu ei pentru că e nevoie de bani ca să ieși în stradă, să faci afișe, să... e clară povestea. Întâlneai rar pe vremea aceea antreprenori care să zică, bă, eu votez cu stânga dintr-un motiv sau altul, sau sunt de stânga, pentru că eu consider la momentul, erau rari, erau, puteai să-i numeri pe degetele de la o mână. Știa Partidul Național Liberal, ca să nu uităm, ei știau, bă, câți antreprenori avem? 30 de firme, no, ăștia 30, te bazai pe ei, n-a mai plecau 2-3, dar erau oarecare, să spunem, așa, o doctrină bine stabilită. Mai există doctrină politică, părerea dumneavoastră, mai există doctrină politică în 2024? Nu. Nu, și cred că nu mai există de foarte mult timp doctrină politică. Și dacă ne uităm și să vedem în campaniile electorale mesajele, că este de dreapta sau e de stânga, tot spunem același lucru. Pensii, salarii, drumuri și... Nu există, pentru că încă clasa politică nu s-a sedimentat și nu s-a clarificat în România. În general, în toate țările dezvoltate din lume, există două partide mari și tari, stânga și dreapta, care înclină, și un al treilea partid care înclină tot timpul. În general, un ciclu de conducere
durează cam 8 ani, 2 mandate. Cam așa este în toată lumea, în care știm că în perioada în care conduc cei din dreapta, o să fie avantaje, se vor da legi în favorizarea antreprenorilor și dezvoltarea sectorului privat. După 8 ani trebuie să vină cei din stânga care să înceapă să dea legile pe partea socială și dezvoltarea cetățenilor. Și astea sunt cicluri care niciunde nu se gândește cineva că o să stea ăla de dreapta 16 ani la conducere în o țară dezvoltată. La noi încă nu există. Sunt foarte multe partide mici, micuțe, care la un moment dat poate să înclină într-o parte sau în alta, și de aia nu există doctrină, nu există, nu poți să-ți faci, nu există o dezvoltare, niște programe, nici măcar pe termen mediu nu putem să spunem că le avem. Nu discutăm de cele pe termen lung, ca să știm. Și neexistând doctrină, atunci politica se face așa, un amalgam din ăla care mai scoate încât un iepuraș din joben, hai că asta e, am mai făcut 10 km de autostradă, haideți să o inaugurăm că e 10 km de autostradă, aici am mai scos, uite, 5% la pensie am tras de data asta. Hai să dăm 5% la pensie. Și de asta este și societatea la ora actuală așa cum este. Ne întoarcem în povestea administrației locale de va, dragii mei, viceprimar 4 ani sub domnia lui domnului 4x4 Mircea Muntean. Ați rămas totuși în administrație și după anii de viceprimărie? După viceprimar am rămas numai în sectorul privat. În 2015 eu eram la Brașov în perioada aia și m-a sunat Mircea și mi-a zis: Alină, candidez să vin și să-l ajut în campanie, să fiu alături de el. Am venit de la Brașov, am zis că vin de la Brașov, stau 2-3 luni să-l susțin și în candidatura lui. A câștigat alegerile din 2016 și atunci mi-a zis: hai să rămâi aici alături de mine, să încercăm să dezvoltăm turism în municipiul Deva. Și am luat hotărârea din nou să nu mă mai întorc la Brașov, să rămân în Deva. Eram plecat deja de 5-6 ani, eram la Brașov și am rămas alături de Mircea. Și așa am revenit în partea administrativă și în viața publică. Și șef serviciu SPIGM sau ceva de genul? Nu, a fost, s-a făcut serviciu cetate. S-a făcut serviciu cetate și acolo am fost, m-am ocupat de cetate. Asta mă doare sufletul, pentru că Deva la ora actuală, pentru Deva, gura de oxigen care ar putea să fie, ar fi turismul. Știu că în primul an, 2017, reușisem să ajungem la un număr de vizitatori apropiat de numărul vizitatorilor de la castelul de la Hunedoara, un lucru foarte important. Și am început să dezvoltăm turismul. Însă acum, la ora actuală, văd că iară s-a plafonat un pic, și dar pentru Deva turismul este o bulă de aer, din punctul meu de vedere. Dar turism în Deva înseamnă doar cetate? Nu. În perioada când am fost la cetate, nu știu, foarte puțină lume probabil știe, dar noi aici în cimitir avem un turn de biserică, care a fost prima biserică ortodoxă din Transilvania, a mai rămas numai turnul. Avem la Bârcea conacul Principilor Transilvaniei, care a locuit acolo Principele Transilvaniei, care este monument istoric de gradul B. Turnul este monument istoric de gradul A, care exact ca și cetatea Devei. În perioada când am fost la cetate, am reușit și am obținut turnul, era în proprietatea bisericii. Biserica a fost de acord să ni-l dea pe o perioadă de 20 de ani
să-l administrăm și să-l facem un punct turistic. La fel, Conacul era la Ministerul Învățământului, că se transformase în școală. Am preluat și Conacul, am dat drumul la proiectare pentru ele să le repunem pe planul pe care ar trebui să fie și să se facă o restaurare și totul. Dar după aceea eu am plecat din funcția de șef de serviciu, nu știu ce s-a mai întâmplat, nu am înțeles că turnul a revenit din nou bisericii și da, existau planurile, trebuia să se intre în faza de execuție și de planurile de proiectare erau făcute. Trebuia să faci, cetatea aducea mulți vizitatori, dar pe mine nu mă interesa și pe nimeni n-ar trebui să intereseze câți oameni vin la cetate. Din cei care veneau la cetate, doar 1% rămâneau să doarmă în Deva. Interesul este ca turistul să vină, să stea în Deva, măcar o noapte, două nopți, pentru că numai venea la cetate, nu ai cum să dezvolți nici sistemul Horeca, nici partea de cazări și din astea. E nevoie ca turistul să vină, să se simtă bine, să aibă ce să facă aici și să stea măcar o noapte. De-aia ei veneau și au, păi, am vizitat repede cetatea, fugim, unde mergeți? Păi mai bine dormim la Sibiu sau la Alba Iulia. E doar o idee sau o întrebare a unui cetățean, să spunem eu, vorba aia, sunt un simplu cetățean al județului Hunedoara. E clar că startul a fost bun, mi-l aduc aminte și eu. Știți că start și oprire într-o cursă, cam așa. Da. Pe parcurs mai stăm, mai obosim, mai... Ideea e să nu cedăm până la urmă, să fim participanți, asta e prima condiție și obligatorie. La momentul ăsta e clar că de singur nu mai putem să mai continuăm cursa aceasta a turismului ca oraș, ca municipiu. E clar că în momentul ăsta undeva ne împodmolim. În ce ne împodmolim? Nu știu. Dar și nu suntem aici să analizăm unde ne-am împodmolit. Dar am putea folosi, să spunem așa, vestigiile care clar au luat startul, au mers bine, sunt acolo, Castelul de la Hunedoara, Sarmisegetuza, există la Costești, la aici foarte aproape de noi, la Hațeg, e poveste frumoasă. Am putea să ne legăm de ei cu o viziune și să încercăm să reluăm traseul. Ce-ar putea să facă administrația locală din Deva în mediul de laborator? Cum ați vedea dumneavoastră? Pentru că ați fost în interior și la momentul ăsta ne dăm seama că lucrurile nu merg. Dacă am avea mașina timpului și ați da lucrurile înapoi și am fi din nou acolo, astăzi, la cum sunt lucrurile. Ce vedeți dumneavoastră? Cum am putea să ne legăm de cei de lângă noi ca să ne pornim din nou la drum? Nu, de exemplu, în primul rând, cea mai importantă este promovarea nu numai municipiului, pentru că a întregului județ. Tot auzim cuvântul promovare. Cum o vedeți dumneavoastră? La ce vă referiți când ziceți promovare? Că tot zicem promovare, promovare, promovare. Cel mai important este participarea la târgurile de turism. În perioada 2016-2017, de exemplu, cetatea Deva a fost prezentă la târguri, cele mai importante târguri de turism din Europa. A fost prezentă la Barcelona, a fost prezentă la Londra, a fost prezentă la Budapesta. N-am reușit să mergem la Berlin, care și acela era important, plus târgurile de turism din București, la care n-am lipsit de la nicio ediție. Am reușit și am obținut de la Ministerul Turismului, ne-au dat gratis la fiecare din aceste târguri de turism standul, care normal un agent economic sau altcineva plătea 1.000 de euro pentru astea. Datorită relațiilor care le-am avut de colaborare cu Ministerul de Turism, aveam tot timpul standul nostru la aceste târguri.
Asta este cea mai importantă și la un moment dat aveam o agenție de turism din Anglia care vindea Deva, program de 3 zile. Nu mai este. Eu am făcut și exista un program pentru județul Hunedoara, un program de 5 zile, de 6 zile, cu cazare, normal, trăgeam pe Deva și era, pentru că distanțele sunt foarte scurte și un program în care să fie implicați toți factorii, nu numai administrația din Deva, toți care au acestea, să pregătești o sală, o seară culturală la Aqualand. Adică omul când vine trebuie să simtă ceva, adică trebuie să se simtă băgat în seamă. A fost ideea și chiar dezvoltasem să facem cardurile de vizitator al Devei. Erau niște carduri și acum le-am încă acasă că erau pregătite și prin care omul venea, cumpăra acest card, costa 25 de lei, 30 de lei, în care avea oricare pe cetate, o intrare la Aqualand. Aveam niște parteneri, discutasem exact, din domeniul hotelier și exact, din Horeca, care au zis că veneau parteneri alături de noi. Corect. Și am zis, când vine omul cu cardul la tine, el are și tu automat îți arată cardul, îi faci o reducere de 10% la cazare, o reducere la masă, care era foarte important chestia asta. Am mai discutat foarte mult cu agenții de turism din străinătate, pentru că turismul în România este un turism de... Nu avem turismul de incoming, adică la noi toate agențiile de turism și firmele de turism hai să trimitem oameni în Bulgaria, să trimitem în Turcia, în Grecia. Nu există firme de turism puternice, recunoscute, care să facă turismul de incoming, adică hai să aducem oamenii de dincolo, în România. Discutând cu mai mulți parteneri din domeniul turismului, pentru că e un domeniu care îmi place, îl iubesc, am făcut și școală, mi-am luat brevet de turism, adică mi-a zis, Aline, nu te mai gândi să nu mai fii egoist numai la tine în județul Hunedoara, pentru că oamenii de dincolo vor altceva. Gândește-o să lipești 2-3 județe, ei nu vin să stea într-un loc și să... Și atunci făcusem și un plan, discutasem să vină omul, tot programe care să fie vândute prin agențiile de turism din străinătate, venea ateriza la Timișoara, îl aduceai, stăteau o noapte pe Clisură, venea noapte la Târgu Jiu să vadă Brâncuș, după aceea venea 2-3 nopți aici să vadă toată zona și după aceea îi duceai înapoi la Timișoara. Și se închidea un circuit de 7 zile care putea să aibă foarte mare succes pentru că ai ce să le arăți în zonă. Teoretic, județul Hunedoara ai văzut ca al doilea județ ca potențial turistic, din, dar e văzut al doilea județ pentru că e trecută Constanța cu litoralul pe primul loc. Dar avem turism ecumenic, avem turismul sportiv, avem turism balnear, putem să facem tradiționalul, deci le avem toate care se îmbină aici și se pot face în județul ăsta. Eu mă bucur foarte mult că este Radu Barb la Direcția de Dezvoltare, care și el, am lucrat foarte bine cu el și este un profesionist și se vede că se mișcă ceva. Se vede că se mișcă. Așa, Radu face treabă și are o echipă foarte frumoasă. Este extraordinar și... Da, așa e. Și are susținere de la Consiliul Județean, cel puțin până în momentul acesta se vede... că acolo lucrurile s-au schimbat bine, s-au schimbat lucrurile în toate instituțiile din subordinea Consiliului Județean ca o minune. După ce m-am întors acasă, de la teatru, de la Mihai Panaitescu, biblioteca Seba, Ciprian Roman, Centrul de Cultură și Artă, unirea lui Radu Bad cu Ciprian Roman și faptul că merg împreună, deja au istorie, merg împreună la târgurile de turism și anul trecut și anul acesta, e mare lucru că ajungem acolo unde am spus, când oamenii își dau mâna și e pentru oameni, prin oameni și cu oameni, dragii mei. Mai avem foarte puțin din emisiune, adică 5 minute și mai am 3 întrebări la care așa vreau să răspund. Așa repede a trecut. Foarte repede. Care e importanța, deci 3 întrebări și 5 minute. Care e importanța legăturii dintre administrația publică și antreprenorii din turism?
e importantă? E legătura aceasta dintre administrația publică, este primăria, vital. Consiliul Local și cei care au turismul? Este vitală. Este vitală. Pentru că ceea ce face administrația locală trebuie să facă să atragă oamenii astfel ca cei din turism să poată să trăiască bine. Cei din turism trebuie să asigure servicii de calitate astfel încât oamenii să-și dorească să vină. Deci e un inel din ăsta care trebuie să funcționeze perfect, să nu existe nicio fisură, nicio întrerupere. Deci e vitală. Doi, ne-ar ajuta o firmă de prestigiu în turism, un hotel de, dacă nu-i de 5 stele, măcar de 4 stele sau de 3, să vină un nume cunoscut în turismul internațional, să vină foarte aproape de Deva? Da, foarte clar, pentru că o firmă de acest gen dă încredere turiștilor din cealaltă parte, adică celor de dincolo, le dă o foarte mare încredere prin faptul că există aici și ar fi de mare ajutor. Și ultima întrebare, înainte să ne luăm la revedere. Se întoarce Alin Suciu în politică? Cu certitudine, da. Dragii mei, am primit, cred că, toate răspunsurile și că cam aici mai avem 5 minute, ne spune Rosi. Ce putem, asta cu certitudine, da, anul acesta? Da. Mai întrebăm? Ce ziceți, dragii mei telespectatori? Va fi de dreapta sau va fi de stânga? Înainte discutam de doctrine, că nu mai există, așa ce că frumos, ar fi foarte culmea să spun că va fi de... Haideți să o spunem așa, de centru, ca să am posibilitatea să jonglez și pe stânga și pe dreapta. Și atunci mi-a culpa încă o întrebare, dacă tot mai avem timp și Rosi ne-a mai dat timp și îi mulțumim. Ce-și dorește Alin Suciu să schimbe... dacă se întoarce în politică? Care e primul lucru pe care Alin Suciu ar vrea să-l facă diferit față de cum l-a făcut în participarea anterioară a domniei sale în viața politică? Adică ne gândim la anii dinainte, ați stat deoparte, acum vă întoarceți. Care ar fi primul lucru pe care v-ați dori să-l schimbați? Cred că primul lucru pe care aș dori să-l schimb ar fi să devin mult, să fiu mult mai apropiat de oameni, să semnez un contract cu ei, prin care să îmi acorde încrederea lor, să poată să-mi spună problemele lor și în același timp să poată să mă penalizeze dacă greșesc. Oh, wow, la asta nu mă așteptam. O să păstrăm bucata asta. Da, chiar vă rog să o păstrați. O să o păstrăm, dragii mei, pentru că noi păstrăm aceste emisiuni. Foarte frumos spus. Și mi-ar place să schimbăm lucrurile cumva în ceea ce înseamnă oamenii. Pentru că societatea, mereu uităm, e făcută din oameni. Ca să devenim mai buni, înseamnă că trebuie să fim mai aproape de cei de lângă noi. Ca să fim mai aproape de lângă cei de noi, înseamnă că trebuie să ne recunoaștem și noi părțile bune și rele și trebuie să îi acceptăm pe ei așa cum sunt. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Și vă doresc succes în alegerile pe care le veți face în viitorul apropiat. Provocări. Provocări. Nu putem trăi fără ele. Foarte frumos. Foarte frumos. Dragii mei, vom descoperi împreună, vă promit și eu când promit, mă țin de cuvânt, că care vor fi provocările lui Alin Suciu în partea politică. Vom veni aproape de dumneavoastră
și vă vom ține la curent cu tot ce faceți. Mulțumesc! Mulțumesc că ați acceptat invitația și vă mai așteptăm la Dale Dimineții după prima provocare. Stați liniștiți că vom fi acolo. Când se va zice gata, am hotărât, noi vom fi acolo să vedem ce provocare a acceptat. Și eu vă mulțumesc mult pentru invitație și le doresc tuturor ascultătorilor o zi frumoasă de primăvară, care naște sau renaște. Da, nu știu, aflăm. Încă e dilema. Ai dilema, ai dilema mea. Fiecare zi se naște sau renaște. Nu știu și dacă luna moare sau pur și simplu doarme. Nu știu, dar vom afla împreună. O să aflăm împreună. Dragii mei, aici ne luăm la revedere ca în fiecare zi, ora 8, fără 5, fără 10, emisiunea s-a încheiat. Eu vă iubesc la fel de mult, așa cum vă iubesc în fiecare zi. Vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați scris mesaje și promit că le vom citi. Dar nu astăzi, că tipul de emisie s-a epuizat. Vă iubesc și vă doresc din suflet să reușiți să găsiți toate răspunsurile din sufletele dumneavoastră la toate provocările și probleme să nu existe, doar situații care au rezolvare. Până la urmă, totul e în noi, dragii mei. Depinde de noi să ne întâlnim cu noi înșine și să ne spunem cu sinceritate adevărul. Nouă, despre noi. Eu vă spun că vă iubesc, îmi doresc să mă iubiți la fel de mult cum eu vă iubesc și să primesc înapoi ceea ce dăruiesc. Până mâine dimineață, aici, când ne vom revedea, aici la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV, vă doresc o zi cu soare!